Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș a găzduit la începutul acestei săptămâni o prezentare a proiectului Teach for Speech, unul de dezvoltare personală pentru copii din 5 orașe ale Transilvaniei. Acesta a fost implementat în perioada mai-octombrie de Antonella Barbu și a beneficiat de cofinanțare din partea administrației Fondului Național Cultural. Întâlnirea de la Mediaș a fost prima dintr-o serie care vor avea loc timp de o săptămână în 4 județe, Sibiu, Mureș, Alba și Brașov. Până în 29 octombrie vor fi evenimente de diseminare ale proiectului Teach for Speech, Învață de la mine și fii creativ, cofinanțat de AFCN. Și astăzi la Mediaș este primul eveniment aici la Muzeul Gazelor. Vor fi prezenți copii din școlile din Mediaș care vor afla ce s-a întâmplat în cadrul acestui proiect, care este scopul lui și mai ales vor face cunoștință cu produsele culturale ale proiectului, mai precis un joc de cărți cu personalități locale din cele 5 orașe, Mediaș, Sibiu, Târgu Mureș, Brașov și Alba Iulia. Nu are reguli, pentru că ei și-au dorit un joc de cărți care să nu aibă reguli, să se poată juca ei memo sau recunoaște personajul. Și broșura proiectului, dar în același timp și filmulețul, care este din tabără. Însă pe canalul de YouTube al proiectului vor fi toate filmele realizate de către copii și, bineînțeles, și de către echipa proiectului.